Am mai văzut o speculație și vreau să o clarificăm. Că știți că mie îmi place să le clarificăm pe astea. Există vreo șansă Claudiu Niculescu să vină în locul lui Copici? Nu avem de ce să discutăm asta acum, pentru că avem un antrenor care are clauză. Dacă are clauză că se prelungește automat, nu? Se prelungește automat contractul. Da. Dar v-ați gândit vreun moment la Claudiu Niculescu? Nu avem cum să ne gândim la nimic decât la ultimul meci ca să iasă bine. Și după aia vedem. M-am spus, dar cum face și o analiză. Vedeți că cu răspunsul ăsta lăsați așa puțin loc Nu vreau să las niciun loc de interpretare. Doar ne gândim să terminăm bine, pentru că am tras foarte mult în play-out-ul ăsta. Am avut foarte multe incidente care ne-au dat pe spate și... Nu, știți de ce vă întreb? Pentru că am văzut totuși destul de surprinzător pentru mine multe voci care îl contestă pe Copici, că domne, trebuie schimbat cu Niculescu, și eu vă spun de ce surprinzător. Mie mi se pare un antrenor bun, Copici. Sunt multe. Am văzut și pe Dănciulescu ieri. Era deja vehement și dăduse verdictul. Da, mă rog. Ce dăduse? Sunt multe voci. Verdictul cu ce trebuie făcut. Păi și care e problema? V-a deranjat? Păi nu, asta zic. Sunt foarte multe voci care pot să spună orice. Dar înțeleg că v-a deranjat puțin. E cea mai direct. Cel mai direct atac și trebuia să-l remarc, că n-aveam cum să nu-l remarc, dar e părerea lui. Poate ar fi fost mai bine să vină după Ciccere, dar nu? Nu știu. Ar fi fost mai bine probabil ca toți cei care sunt super vehement să fie ajutat clubul ăsta când avea nevoie. A, nu doar să dea din gură, a? Să ajute clubul. Da, am înțeles. Bun, ce să vă zic? Succes!